De aproape o săptămână, în mai multe localități din Ialomița este beznă. Viscolul puternic și apoi ploaia înghețată au variat rețeaua de electricitate din zeci de localități. În weekend, în zonă au fost trimise generatoare din județele învecinate pentru mai multe cartiere, unde oamenii stăteau și în beznă, dar și în frig. La sat, situația nu s-a schimbat prea mult. Aici oamenii se încălzesc la sobe, dar stau tot fără curent electric, după ce liniile electrice s-au rupt sub greutatea gheții depuse pe cabluri. O situație gravă este în comuna Sălcioara. Aici, în două sate, 18 stâlpi din beton au fost distruși. Stratul de gheață de pe firele de tensiune a măsurat chiar și 10 cm. A drămat pe primul și de la primul a început părând să cadă. Am zis, e cu tremur, bă, o fi cu tremur, dar că cădea bubuia. Zic, bă, o fi cu tremur, o fi ceva. Păi, cum dracu sunteți speri? Dar bine că n-a fost nimeni pe stradă să cadă pe ei, că era și în timpul zilei. O situație asemănătoare este și în satul Raș. Aici oamenii încă așteaptă echipele de intervenție să remedieze avariile, dar problemele sunt grave. Aici, observați, a avut efectul cel mai devastator, să zic așa, pentru acest sistem de transport al energiei electrice. S-au rupt foarte mulți copaci, crengi rupte, a trebuit să fim 24 din 24 la datorie, să-i degajăm căile de acces pentru intervenții de urgență. În toată comuna, vremea rea a făcut ravagii. Și copacii, dar și stâlpii de electricitate au fost doborâți. Am zis că murim. Am zis, noi ăștia bătrâni ca bătrâni, dar uite, e tineretul, le-a și pe ăsta. Am 81, da. Am 80, da, așa n-am văzut. Asta e blestem de la Dumnezeu. Le-am chiar când a căzut primul stâlp la stradă acolo la mine, așa pe partea aia, era și aurică, dumnitrate, care a făcut în curte. Da, făceau zgomot. Nu că a făcut zgomot. S-a hâțânat primul stil de la acolo, de la el, că a căzut și consola aia ta, și consola după casă. Nici apă, nici curent, mai dă mă lăs. Lumânare aici. E nisip, unul mai dincolo și aici înăuntru. Tot la fel, în casă, așa. Le punem și aprindem cu lumânare. Prefectul județului a convocat o conferință de presă în care a prezentat situația din Ialomița. La Urziceni se folosesc generatoare trimise de inspectoratele pentru situații de urgență din 15 județe, încă din weekend. În unele comune face față rețeaua electrică, altele mai au de stat în beznă. Stația Căzănești fără tensiune, stația Raș fără tensiune. Între stațiile astea de 110, cele care sunt acolo, sunt interconexiuni pe linii de medie tensiune de 20 de kV. Stația Urziceni fără tensiune, stația Bărbulești fără tensiune, stația Mobilița fără tensiune și stația Hagiești fără tensiune. Aceste grupuri care au venit de la ISU erau de 450 de KVA, adică cam o jumătate megawatt, să spun, în putere. De să vreți în jur de 350 de gospodării, ca să înțelegi. Un sătuc mai mic îl țin. Așa. Un grup. Un grup, da. Un singur grup. Astea se priau foarte bine și erau folosite la capacitatea lor nominală în Urziceni, pentru că acolo sunt posturi de transformare în cabine de zi. Problema e la spitalul Urziceni, unde inițial conducerea a anunțat că se descurcă. Ulterior, luni la prânz, conducerea a anunțat că spitalul funcționează în condiții de avarie majoră, cu generatorul propriu care poate suporta parțial consumul de curent și că spitalul nu dispune de servicii de radiologie, imagistică și monitorizare pacienți prin apelarea sistemului de telemedicină. Iar că până la remedierea defecțiunilor solicită redirecționarea cazurilor majore de cod roșu către alte spitale, în jur de 200 de oameni. Începând de sâmbătă, am discutat și a spus că nu vrea, în afară de grupul electrogen care îi funcționa, nu vrea decât un grup de 100 de KVA pentru sterilizare. Cine v-a spus? Vrea fost acolo. Doamna manager. Dar cine ați văzut? Cu reprezentantul unității, da? Manager. A solicitat și acum spune. De ce? Ca să scape de care? Unde să fie? Suntem plici la Slobozia, să faci transferul, cu smortul, cu astea. Adică o incompetență, că asta se numește, o incompetență de asta administrativă, pe bună dreptate, poate să spună chiar dacă
super pe parafă. Ce faceți, bă, sunteți nebun la cova, trimiți 17. Prefectul s-a declarat nemulțumit și de lipsa de comunicare a celor de la societatea care alimentează cu energie electrică județul. Deși a solicitat să fie un reprezentant prezent în conferință pentru a da detalii, a fost refuzat. Singura persoană abilitată să prezinte date este la București, în timp ce oamenii cer soluții la nivel de județ.